Arthur Conan Doyle, Arhiva lui Sherlock Holmes, Aventuri pe domeniul Shoscomb, citește Carmen Dumitriu. Sherlock Holmes stătea plecat de o bună bucată de vreme deasupra unui microscop. Acum își îndreptă spatele și mi-aruncă o privire triumfătoare. E Clay, Watson, zise el. Nu există niciun dubiu că e Clay. Uită-te la elementele răspândite pe fundal. Am aplecat către ocular și l-am focalizat. Firele acelea sunt dintr-o haină de stofă. Masele cenușii și neregulate sunt praf. Există și țesut epitelial în stânga. Petele acelea maronii din centru sunt, fără îndoială, clay. Mă rog, am spus eu zâmbind, sunt pregătit să te cred pe cuvânt. Ce anume depinde de veridicitatea acestui fapt? E o demonstrație pe cinste, răspunse el. Îți amintești că în cazul Sfântului Pancras a fost găsit o șapcă lângă polițistul mort? Acuzatul neagă că este a lui. Însă se ocupă cu fabricarea ramelor de tablouri și lucrează mult cu clay. E unul dintre cazurile tale? Nu, prietenul meu, Merivale, de la Yard, m-a rugat să-l ajut în acest caz. De când l-am identificat pe falsificatorul acela de monede, după pilitura de zinc și aramă pe care o avea în cusătura mânecii, au început să realizeze importanța microscopului. Își privi cu nerăbdare ceasul. Trebuia să vină un nou client, dar văd că întârzie. Apropo, Watson, te pricep la curse de cai? Ar trebui. Plătesc pentru asta jumătate din pensia mea de invalid de război. Atunci vei fi ghidul meu în materie de curse. Deci, ce știi despre Sir Robert Nuberton? Numele lui îți spune ceva? Da, pot să spun că da. Ești în vechiul conac de la Shoscomb, pe care îl cunosc foarte bine, căci am stat acolo vară. Despre Nuberton era cât pe ce să devină subiect al unuia dintre cazurile tale odată. Cum așa? S-a întâmplat când l-a bătut cu cravașa pe Sam Brewer, cunoscutul cămătar de pe strada Carson, în Newmarket Heath. Aproape că l-a omorât. A, sună interesant. Obișnuiește să facă des acest lucru? E bine, are renume de om periculos. Este unul dintre cei mai cutezători călăreți din Anglia. A ieșit al doilea în cursa pentru Marele Premiu Național de acum câțiva ani. Este unul dintre acei oameni care ar fi trebuit să trăiască în alte vremuri. Putea să fie un june în zilele regenței. Boxer, atlet, jocheu, amant al frumoaselor doamne, dar, în orice caz, atât de înglodat în datorii, încât să nu mai scape de ele niciodată. Straci, Nick Watson, mi-ai făcut o descriere grozavă. Aproape că mi se pare că-l cunosc și eu. Acum, poți să-mi spui ceva despre vechiul conac de la Shoscomb? Doar că se află în centrul parcului Shoscomb și că acolo se află faimoasa herghelie și locul de dresaj. Iar dresorul șef este John Mason. Nu trebuie să te arăți surprins de cunoștințele mele, Watson. Și scrisoarea pe care o desfac este de la el. Dar hai să vedem ce mai putem afla despre Shoscomb. Am impresia că am dat peste o mină de aur. Mai sunt și prepelicarii de la Shoscomb, am spus. Participă la fiecare expoziție canină. Sunt rasa cea mai aleasă din Anglia și cea mai mare mândrie a doamnei conacului de la Shoscomb. Soția lui Sir Robert, presupun. Sir Robert nu s-a căsătorit niciodată. Cu atât mai bine, cred eu, date fiind perspectivele sale. Locuiește împreună cu sora sa văduvă, Lady Beatrice Felder. Adică ea locuiește cu el? Nu, nu. Domeniul a aparținut răposatului ei soț, Sir James. Norbert nu are niciun drept asupra lui. Cât timp este în viață, titlul de proprietate îi aparține lui Lady Beatrice. Apoi îi revine fratelui soțului ei. Între timp, ea strânge veniturile de pe urma proprietății în fiecare an. Și fratele Robert le cheltuiește, presupun. Cam așa. E un diavol de om și îi face viața greu de suportat. Totuși, am auzit că este foarte devotată. Da, cine la locul lui, la Shoscomb? Asta vreau să știu și eu. Și presupun că acesta este omul care ne poate spune. Ușa se deschise și valetul pofti înăuntru un bărbat înalt, proaspăt bărbierit, cu o figură serioasă și austeră, așa cum vedem doar la dascăli sau la dresori. Domnul John Mason avea și cai și tineri sub comanda sa și îi trata pe toți cu aceea severitate. Se înclină cu o rece stăpânire de sine și se așeză pe scaunul pe care Holmes îl arătă cu un gest al mâinii. Ați primit mesajul meu, domnule Holmes? Da, dar nu m-a lămurit deloc. E o problemă mult prea delicată pentru a o pune pe hârtie și mult prea complicată. Nu vă puteam explica decât în persoană. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Mai întâi, domnule Holmes, cred că patronul meu, Sir Robert, și-a pierdut mințile. Holmes ridică din sprâncene. Aici ne aflăm pe Baker Street, nu pe Harley Street, zise el. Dar ce vă face să spuneți acest lucru? Păi, domnule,
Dacă un om face un lucru ciudat sau două lucruri ciudate, poate că există vreo explicație pentru ele. Dar dacă tot ceea ce face e aiurea, atunci încep să te întreb ce se întâmplă. Cred că prințul din Șascăm și competiția i-au zăpăcit mințile. Acesta este un mânz pe care îl pregătiți pentru curse? Cel mai bun din Anglia. Eu știu asta mai bine decât oricine. O să fiu sincer cu dumneavoastră, fiindcă sunteți niște domni onorabili și știu că tot ceea ce vă voi spune nu va părăsi această cameră. Sir Robert trebuie să câștige întregerea. A îndatorit până în gât și asta este ultima lui șansă. Tot ce a putut să adune sau să împrumute a făcut-o pe capul acestui cal și cu miză foarte bună. A scăzut la 40 acum, dar se apropia de 100 când a început să parieze pe el. De ce, dacă animalul e atât de bun? Pentru că publicul nu-i cunoaște valoarea. Sir Robert a reușit să ducă de nas pionii. La antrenamente îl pune să alerge pe fratele geamăn al prințului. Nu-i poți deosebi. Dar când e vorba să se întreacă la galop, prințul îl lasă cu mult în urmă. Sir Robert nu se mai gândește la nimic altceva decât la cal și la cursă. Viața sa depinde de asta. Până atunci îi mai amână pe cămătari. Dacă prințul dă greș, e pierdut. Pare un pariu destul de riscant, dar unde anume intră în joc nebunia? Păi, mai întâi nu trebuie decât să-l privești. Nici nu cred că mai doarme noaptea. La orice oră e jos la grajduri. Ochii lucesc ca nebunie. Toate acestea i-au pus nervii la încercare prea mult. Apoi, mai e și felul în care se poartă cu Lady Beatrice. A, da? Cum anume? Întotdeauna au fost cei mai buni prieteni. Aveau aceleași gusturi, iar ea iubea cai la fel de mult ca și el. În fiecare zi, la aceeași oră, avea obiceiul să meargă cu trăsura să-i vadă. Și, mai presus de toți, îl iubea pe prinț. Acesta șchiulea urechile când auzea zgomotul roților pe pietriș și pornea la trap către trăsură, ca să-și primească bucățica de zahăr. Însă totul s-a terminat acum. De ce? Se pare că doamna și-a pierdut interesul pentru cai. De vreo săptămână încoace, trece pe lângă grajduri fără să dea măcar bună dimineața. Credeți că a avut loc o ceartă? Și încă una înverșunată, sălbatică și plină de ură. Altfel, de ce ar fi dat Sir Robert câinele ei preferat, pe care îl iubea ca și cum ar fi fost copilul său? I l-a dat acum câteva zile, bătrânului Barnes, întreținătorul dragonului verde de la Crandall, aflat la 5 km departare. Acest lucru pare cu siguranță foarte ciudat. Sigur, având inima slabă și suferind de hidropizie, nu te puteai aștepta ca ea să-l însoțească peste tot. Însă, în fiecare seară, Sir Robert petrecea 2 ore în camera ei. Putea să facă totul așa cum voia, căci Lady Beatrice ținea foarte mult la el. Însă acum s-a sfârșit. Nici nu se mai apropie de ea, iar doamna suferă tare mult din pricina asta. E morocănoasă și posomorâtă întreaga zi și bea. Domnule Holmes bea în disperare. Avea acest obicei și înainte de ceartă? Păi, mai bea și ea cât un pahar. Acum însă dă gata câte o sticlă în fiecare seară. Așa mi-a spus Stevens, majordomul. Totul s-a schimbat, domnule Holmes, și parcă plutește nenorocirea în aer. Mai mult, ce face stăpânul noaptea în cripta bisericii? Și cine e bărbatul cu care se întâlnește acolo? Holmes își frecă mâinile. Continuați, domnule Mason. Devine din ce în ce mai interesant. Majordomul l-a văzut mergând acolo la 12 noaptea, pe o ploaie cumplită. În seara următoare eram și eu la conac, iar stăpânul a plecat din nou. Stevens și cu mine l-am urmărit, însă era o treabă destul de riscantă, pentru că nimeni n-ar fi vrut să fie în pielea noastră dacă ne-ar fi văzut. Începe să împartă pumnii stânga și în dreapta dacă se înfurie, fără pic de respect pentru oameni. Așa că ne era teamă să ne apropiem prea tare, însă l-am văzut încotro se îndrepta. Mergea către cripta bântuită, iar acolo îl aștepta un bărbat. Care-i povestea cu cripta asta bântuită? Ei bine, domnule, în parc se află o capelă părăginită. E atât de veche, încât nimeni nu mai poate spune de când e acolo. Iar sub ea este o criptă despre care s-au auzit multe lucruri rele. E un loc întunecos, umed și pustiu ziua, însă noaptea puțini oameni din ținut ar avea curajul să se apropie de ea. Dar stăpânului nu e teamă. Nu i-a fost frică de nimic în viața lui. Dar ce caut acolo noaptea? Stați puțin, zise Holmes. Crezi că mai era un om acolo. Trebuie să fi fost unul dintre grăjdari sau cineva de-al casei. Nu-i trebuie decât să vedeți cine e și apoi să-l întrebați de ce se afla acolo. Nu era cineva cunoscut. De unde știți acest lucru? Pentru că l-am văzut, domnule Holmes. A fost în cea de-a doua noapte. Sir Robert s-a întors și a trecut pe lângă noi, pe lângă mine și Stevens, care tremuram în tufișuri ca niște iepuri speriați, căci în noaptea aceea lumina puțin luna, dar îl puteam auzi pe celălalt mișcându-se în spatele nostru.
Nu ne era teamă de el, așa că ne-am ridicat după ce a dispărut Sir Robert și ne-am prefăcut că facem o plimbare la lumina lunii. Am trecut pe lângă el calm și senin, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Eu i-am spus, bună prietene, cine zici că ești tu? Cred că nu ne-a auzit pașii, pentru că s-a uitat peste umăr ca și cum l-ar fi văzut pe dracul sosind direct din iad. A scos un strigăt și s-a îndepărtat cât de repede a putut în întuneric. Și știu că putea să fugă. Asta pot spune cu siguranță despre el. Într-un minut, dispăruse din ochii noștri și nici nu mai putea fi auzit. Oricine ar fi fost sau orice ar fi fost, nu l-a mai putut găsi. Dar l-ați putut vedea bine în lumina lunii? Da, aș putea jura că avea o față galbenă. Un câine a furisit. Ce ar putea avea în comun cu Sir Robert? Holmes rămase o vreme tâncit în gânduri. Cine îi ține compania lui Lady Beatrice Felder? Întrebă într-un târziu. Camerista ei, Carrie Evans, e în serviciul doamnei de 5 ani. Și este fără îndoială devotată, nu? Domnul Mason și-o voi încurcat. E devotată, nu zic nu, răspunse el într-un târziu. Da, nu voi spune cui. A, făcu Holmes. Nu pot să vă dezvălui astfel de secrete. Înțeleg, domnule Mason. Sigur, situația e destul de clară. Din descrierea doctorului Watson, am înțeles că nicio femeie nu e în siguranță când se află Sir Robert prin preajmă. Nu credeți că cearta dintre frate și soră ar fi putut să înceapă de aici? Păi, știa deja aproape toată lumea. Poate că Lady Beatrice nu și-a dat seama. Să presupunem că a descoperit brusc ce se întâmpla. Vrea să o alunge pe femeie din serviciul ei. Fratele său nu-i permite. Bolnava, cu inima ei slabă și neputând să se deplaseze, nu are cum să-și îndeplinească dorința. Camerista pe care o urește acum atât de mult e legată de ea. Ea refuză să vorbească. E nefericită și începe să bea. Mânios, Sir Robert îi ia câinele preferat. Nu-i așa că totul se leagă? Da, până aici, da. Exact, până aici. Ce legătură au toate acestea cu vizitele nocturne la vechea criptă? Ce rol pot să aibă în povestea noastră? Nu știu, domnule. Și ar mai fi ceva. De ce se apucă Sir Robert să dezgroape cadavre? Holmes se ridică brusc. Am aflat asta abia ieri, după ce v-am scris. Ieri, Sir Robert a plecat la Londra, așa că Stephen și cu mine ne-am dus la criptă. Totul era în regulă, domnule, doar că într-un colț se aflau niște osemente. Presupun că ați informat poliția, nu? Vizitatorul nostru zâmbi macabru. Nu cred că i-ar fi interesat prea tare. Nu erau decât craniul și câteva oase ale unei mumii. Păreau să aibă mai mult de 1000 de ani. Însă nu fuseseră acolo până atunci. Pot să jur lucrul ăsta. Și la fel și Stevens. Erau înghesuite într-un colț, acoperite cu o scândură. Însă colțul acela fusese gol până atunci. Și ce ați făcut cu ele? Le-am lăsat acolo. Foarte înțelept. Spuneți că Sir Robert a fost plecat ieri. S-a întors? Îl așteptăm să se întoarcă astăzi. Când a dat Sir Robert câinele surorii sale? Astăzi se împlinește o săptămână. Câinele urla lângă vechiul puț, iar Sir Robert era ca de obicei în toane proaste. L-a prins și am crezut că vrea să-l omoare. Apoi i l-a dat lui Sandy Bane, jocheul, și a spus să ducă animalul bătrânului Burns de la Dragonul Verde, pentru că nu vrea să-l mai vadă niciodată. Holmes rămase o bucată de vreme gânditor. Își aprinsese cea mai veche și cea mai strașnică pipă. Nu mi-e foarte clar cu ce vă pot fi eu de folos în toată problema aceasta, domnule Mason, zise el într-un târziu. Nu puteți fi mai explicit? Poate că asta o să vă ajute să înțelegeți, domnule, zise musafirul nostru. Scoase o hârtie din buzunar și, desfăcând-o cu grijă, ne arătă un fragment de os calcinat. Holmes îl examină cu interes. De unde l-ați luat? În pivnița de sub camera în care stă Lady Beatrice se găsește cuptorul central de încălzire. E oprit de ceva vreme, însă Sir Robert s-a plâns de frig și a poruncit să-i se dea drumul. Harvey se ocupă de el, unul dintre băieții mei. Chiar în această dimineață a venit la mine și mi-a spus că a găsit asta în timp ce curăța cenușa. Nu i-a plăcut cum arăta. Mie nu-mi place, zise Holmes. Ce părere ai, Watson? Osul era complet carbonizat, însă nu putea fi pus la îndoială faptul că aparținea unui corp omenesc. Este condilul superior al unui femur de om, am zis eu. Exact. Holmes deveni foarte serios. Și când se ocupă băiatul acesta de cuptor? Face focul în fiecare seară și apoi pleacă. Adică oricine poate merge acolo pe timpul nopții? Da, domnule. Se poate intra și de afară? Există o ușă pe care se intră de afară și alta care duce către o scară pe care se ajunge la coridorul unde se află camera ocupată de Lady Beatrice. Treaba este complicată, domnule Mason. Complicată și murdară.
Spuneți că Sir Robert nu a fost acasă noaptea trecută? Nu, domnule. Atunci înseamnă că nu el este cel care arde oasele. Aveți dreptate, domnule. Care-i denumirea hanului despre care mi-ați vorbit? Dragonul verde. Se pescuiește bine prin locurile din Berkshire? Pe fața cinstitului dresor se văzu foarte clar că era convins că se încurcase cu un alt nebun, ca și cum viața sa nu ar fi fost destul de complicată. Păi, domnule, am auzit că sunt păstrăvi în râul Morii și știuci în locul Howe. Foarte bine. Watson și cu mine suntem pescari renumiți. Nu-i așa, Watson? Pe viitor ne puteți găsi la Dragonul Verde. Ar trebui să ajungem acolo în seara aceasta. Cred că nu-i nevoie să mai adaug că nu vrem să vă vedem acolo, domnule Mason. Dar ne puteți trimite eventual un bilet, iar eu vă voi găsi fără îndoială dacă voi avea nevoie. De îndată ce vom aprofunda puțin chestiunea, vă voi comunica părerea mea. Și uite așa, pe nepusă masă, într-o seară senină de mai, eu și Holmes ne aflam singuri într-un vagon de clasa 1, urmând să coborâm în stația cu oprire la cerere Shoscamp. Plasa de bagaje de deasupra noastră era plină de undițe, mulinete și coșuri. Am coborât la destinație și după un scurt drum cu trăsura am ajuns la o tavernă veche, unde o gazdă săritoare, Josiah Barnes, se alătură numai decât planurilor noastre de a lăsa apele din împrejurimi fără pește. Ce ziceți de lacul Howe? E rost de ceva știu că pe acolo?" îl întrebă Holmes. Fața hangiului se întunecă. Nu cred, domnule. Se poate să vă treziți dumneavoastră în lac înainte să terminați de pescuit." Cum așa?" Din cauza lui Sir Robert, domnule. Se teme cumplit de spioni. Dacă doi străini ca dumneavoastră s-ar apropia atât de mult de locul lui de antrenament, cu siguranță că v-ar lua la ochi și ar încerca să vă facă felul. Sir Robert nu e omul care săriște. Pur și simplu, nu e. Am auzit că are un cal care va alerga la curse. Da, un mânz strașnic. Ne-am pariat toți banii pe el și la fel și Sir Robert. Da, ia spuneți, zise el privindu-ne nebănuitor. Nu cumva participa și dumneavoastră la cursă? Nu, în niciun caz. Suntem doi londonezi obosiți care au nevoie disperată de aerul curat din Berkshire. Pentru asta ați nimerit foarte bine. Avem aer curat din belșug. Dar țineți minte ce v-am spus despre Sir Robert. E tipul de om care întâi lovește și apoi vorbește. Stați departe de parc. Sigur, domnule Barnes, așa vom face. Apropo, prepelicarul ce scâncea pe hol e un exemplar splendid. Cred și eu. Era săpură Shoscombe. Nu există alții mai de soi în Anglia. Și eu sunt un iubitor de câini, zise Holmes. Acum, dacă îmi permiteți să mă întreb, cât ar costa un câine de concurs ca acesta? Mai mult decât mi-aș putea permite eu, domnule. Chiar Sir Robert mi l-a dat. De asta trebuie să-l țin legat, pentru că dacă i-aș da drumul, ar fi înapoi la conac într-o clipă. Am început să primim cărți mai bune, Watson, îmi zise Holmes când hangiul ne părăsi. Nu e o mână ușor de jucat, dar sper să putem pleca de aici într-o zi sau două. Oh, Sir Robert e tot la Londra, din câte am auzit. Poate că reușim să pătrundem pe sacrul său domeniu în seara aceasta, fără teamă că vom fi atacați. Mai sunt vreo două aspecte pe care aș vrea să le verific. Ai deja o teorie, Holmes? Doar aceasta, Watson, că s-a întâmplat ceva acum vreo săptămână care a zguduit serios existența locatarilor de la Shoscombe. Ce anume e acest ceva? Putem ghici analizând urmările. Acestea par a fi foarte diferite, dar cu siguranță că ne pot fi de folos, căci doar cazurile lipsite de evenimente și culoare nu pot fi rezolvate. Hai să recapitulăm faptele. Fratele nu-și mai vizitează sora bolnavă pe care o iubea atât de mult. Îi dă câinele favorit unui străin. Câinele ei, Watson. Asta nu sugerează nimic. Doar că fratele a vrut să se răzbune pe ea. Da, poate că e așa. Sau? Ei bine, poate că mai există o variantă. Acum, să continuăm recapitularea celor petrecute din momentul în care a avut loc cearta, dacă a existat vreo ceartă. Doamna nu-și mai părăsește încăperea, schimbă obiceiurile. Nu mai e văzută decât atunci când iese la plimbare cu camerista. Refuză să oprească la grajduri ca să-și vadă calul favorit și, în mod aparent, începe să bea. Cam acestea sunt faptele pe care le cunoaștem, nu-i așa? În afară de povestea cu cripta. Aceasta e o altă pistă. Sunt două și te rog să nu le amesteci. Pista A, care o privește pe Lady Beatrice, are un is cam sinistru. Ți se pare? Eu nu înțeleg mare lucru din ea. Atunci, hai să ne ocupăm de pista B, care îl privește pe Sir Robert. Trebuie să câștige cursa cu orice preț.
Se află în mâinile cămătarilor evrei și în orice moment grajdurile sale pot fi scoase la vânzare. E un om disperat și pregătit să riște totul. Toate veniturile sale provin de la sora sa. Camerista ei pare a fi una alta lui devotată. Până acum cred că nu am greșit nimic, nu-i așa? Da, cum rămâne cu cripta. Ah, da, cripta. Se presupune, Watson. E doar o supoziție scandaloasă. O ipoteză înaintată de dragul argumentelor că Sir Robert și-ar fi omorât sora. Dragul meu, Holmes, acest lucru nu este posibil. Nu foarte probabil, Watson. Sir Robert este un bărbat onorabil, de rasă nobilă. Însă orice pădure are și uscături. Hai să încercăm pentru un moment să argumentăm această supoziție. Nu poate să părăsească țara până când nu-și strânge averea, iar banii nu poate să-i scoată decât prin câștigarea cupei cu prințul din Suscomb. Așa că trebuie să rămână aici. Ca să facă acest lucru, trebuie să se debaraseze de corpul victimei și să găsească pe cineva care să se dea drept ea. Având camerista ca om de încredere, acest lucru nu este imposibil. Cadavrul femeii poate fi ascuns în criptă, un loc de care rare o să apropie cineva, și apoi incinerat în secret în cuptor, lăsând în urmă doar dovezi ca aceea pe care am văzut-o deja. Ce părere ai, Watson? Ei bine, e perfect credibil, dacă accepti acea primă monstruoasă supoziție. Mă gândesc să încercăm mâine un mic experiment, Watson, ca să lămurim puțin situația. Între timp, dacă avem de gând să ne păstrăm rolurile, propun să ne invităm gazda la un pahar de vin și să purtăm o conversație inteligentă despre țipar și clean, lucru ce cu siguranță ne va câștiga bunăvoința sa. Poate că pe parcurs vom avea norocul să mai aflăm și câteva bârfe de prin părțile locului. De dimineață, Holmes descoperi că venisem fără momeală, ceea ce ne scăpa de pescuit pentru ziua aceea. Pe la ora 11 am pornit într-o plimbare, iar el obținu permisiunea de a lua cu noi și pe prepelicarul negru. Acesta este domeniul, zise el, în timp ce ne apropiam de două porți uriașe, străjuite de grifoni, ca în semne heraldice. Pe la amiază, m-a informat domnul Barnes, bătrâna doamnă obișnuiește să-și facă plimbarea, iar trăsura e nevoită să încetinească până când sunt deschise porțile. După ce iese pe poartă, dar înainte de a spori viteza, vrea Watson să-l oprești pe vizitiu cu o întrebare. Pe mine să nu mă iei în seamă. Voi sta în spatele acestor tufișuri și am să observ tot ce pot. N-am avut prea mult de așteptat. Într-un sfert de oră, văzurăm o trăsură mare, deschisă, apropiindu-se pe alee, trasă de doi armăsari cenușii cu trapul repede. Holmes se ghemui într-un tufiș împreună cu câinele. Eu am rămas în drum, legănându-mi nepăsător bastonul. Un îngrijitor ieși în goană și porțile se deschiseră larg. Trăsura încetinise și puteam acum să privesc în voie ocupanții. O tânără rumenă, cu păr gălpui și privire obraznică, stătea în stânga. În dreapta ei se afla o persoană mai în vârstă, cu un șal înfășurat pe cap și în jurul umerilor, ceea ce arăta că era vorba de o bolnavă. De îndată ce cai ieșiră în drum, am ridicat mâna cu un gest autoritar și, în timp ce vizitiul trăgea de frâie, am întrebat dacă Sir Robert se afla la conacul Suscomb. În același moment, Holmes ieși dintre tufișuri și dădu drumul câinelui. Cu un lătrat de bucurie, acesta se repezi către trăsură și sări pe treaptă. Apoi, dintr-o dată, bucuria sa zgomotoasă se transformă în furie și începu să tragă de poala neagră a rochiei ce se revărsa pe scară. Mână! Mână!" țipă o voce aspră. Vizitiul dădu bice cailor, iar noi am rămas în drum. Ei bine, Watson, cred că ne-am lămurit," zise Holmes, în timp ce lega zgarda la gâtul prepelicarului agitat. Credea că-i stăpâna lui, dar a descoperit că era o persoană străină. Câinii nu se înșală niciodată. Dar a fost o voce de bărbat, am țipat eu. Exact. Am tras o carte excelentă, Watson, însă trebuie totuși jucată cu grijă. Tovarășul meu nu părea să mai aibă alte planuri pentru acea zi, astfel că le-am folosit uneltele de pescuit în râul Morii cu rezultatul de a avea păstrăv la cină. Doar după ce am mâncat, Holmes început să dea semne că ar vrea să ne reluăm activitatea. Încă o dată, la fel ca și dimineață, ne aflam pe drumul ce ducea la porțile parcului. O siluetă înaltă și întunecată ne aștepta acolo. Se dovedi a fi cunoștința noastră din Londra, domnul John Mason, dresorul. Bună seara, domnilor, zise el. Am primit biletul dumneavoastră, domnule Holmes. Sir Robert nu s-a întors încă, dar am auzit că îi aștepta să se întoarcă în seara aceasta. Cât de departe este această criptă de casă? Îl întrebă Holmes. Sunt vreo 400 de metri buni. Atunci, cred că putem să-l ignorăm pe Sir Robert. Nu pot să fac acest lucru, domnule Holmes.
În momentul în care va sosi, va cere să mă vadă ca să-i dau ultimele vești despre prințul din Shaskam. Înțeleg. În acest caz, trebuie să lucrăm fără dumneavoastră, domnule Mason. Arătați-ne doar unde e cripta și apoi puteți să plecați. Noaptea era neagră ca smoala, fără lună. Însă Mason ne conduse peste pajiști până când în fața noastră se întrezări un contur întunecat care se dovedea a fi vechea capelă. Am pătruns prin spărtura care fusese odată pridvor, iar călăuza noastră, împiedicându-se de bucăți de cărămidă căzute din zidărie, își croi drum către colțul clădirii, acolo unde o scară abruptă cobora în criptă. Aprinzând un chibrit, lumină puțin locul acela trist, sumbru și urât mirositor, cu ziduri străvechi, din bucăți neregulate de piatră, gata să se prăbușească, și grămezi de sicrie stivuite lângă un perete, până sus la acoperișul boltit, care se pierdea în umbră deasupra capetelor noastre. Holmes își aprinse felinarul ce arunca o dâră de lumină galbenă peste macabra scenă. Razele se reflectau pe capacele sicrielor, multe dintre ele împodobite cu grifonul și coroana nobiliară ale acestei vechi familii, care își ducea cu ea distincțiile până și la poarta morții. Ați pomenit de niște oase, domnule Mason. Ați putea să ni le arătați înainte de a pleca? Sunt aici, în colț. Dresorul se îndreptă într-acolo și apoi rămase mut de uimire când lumina îi dezvălui locul. Au dispărut, zise el. Exact cum așteptam, zise Holmes, chicotind. Îmi închipui că cenușa lor poate fi găsită în cuptorul care le-a mistuit și pe celelalte. Da, de ce Dumnezeu ar vrea cineva să ardă oasele unui om care e mort de 1000 de ani? Întrebă John Mason. Tocmai de aceea ne aflăm aici, ca să descoperim, zise Holmes. Probabil că ne va lua destul de mult ca să examinăm locul, așa că nu vă mai reținem. Cred că până dimineață vom avea rezolvarea cazului. După ce John Mason ne părăsi, Holmes se apucă să examineze cu mare grijă mormintele, trecând de la unul foarte vechi, ce părea a fi saxon, către cele din centru. Un lung șir de Hogoth și Odos normanzi, până când am ajuns la Sir William și Sir Denis Fowler din secolul al XVIII-lea. Trecu mai bine de o oră până când Holmes ajunse la un sicriu de plumb așezat chiar în fața intrării în cavou. I-am auzit strigătul de satisfacție și mi-am dat seama după mișcările sale grăbite, dar sigure, că dăduse peste ceea ce căuta. Cu ochelarii pe nas, cercetă cu atenție marginile capacului greu. Apoi, scoase din buzunar un șperaclu, pe care îl vârâ într-o crăpătură și ridică partea de deasupra, ce părea a fi ținută în doar vreo 2 șuruburi. Acestea cedară cu un sunet sfâșietor, însă, înainte de a da capacul la o parte și a vedea ce era înăuntru, avură în parte de o întrerupere neașteptată. Cineva umbla în capela de deasupra. Era pasul hotărât și rapid al cuiva care venea acolo cu un scop precis și cunoștea foarte bine teritoriul. O lumină se revarsă pe scări și, un moment mai târziu, bărbatul ce-o purta se ivi sub arcada gotică. Era o apariție înspăimântătoare, costătură uriașă și un aer fioros. Felinarul mare de grajd pe care îl purta în mână ne dezvălui o față cu trăsături puternice și o privire mânioasă ce scruta cu atenție fiecare colț al cavoului, oprindu-se în cele din urmă cu o expresie ucigătoare asupra mea și a tovarășului meu. Cine dracu sunteți voi?" strigă el cu voce de tunet. Și ce căutați pe proprietatea mea?" Apoi, pentru că Holmes nu-i răspunse nimic, înainte vreo 2 pași și ridică bastonul gros pe care îl avea cu el. Nu mă auziți?" țipă el. Cine sunteți? Ce căutați aici?" Ciomagul zbârnăi prin aer. În loc să se pitească, Holmes îi ieși în întâmpinare. Și eu o întrebare să vă pun, Sir Robert," îi spuse el pe cel mai aspru ton posibil. Cine e aici și ce caută în acest loc?" Se întoarse și împinse capacul de pe sicriul din spatele său. În lumina felinarului am putut vedea un cadavru înfășurat în pânză din cap până în picioare, cu o față cumplită, ca de vrăjitoare, cu nasul și bărbia ieșite în afară și cu ochii sticloși lipsiți de lumină, adânciți în fața descompusă și galbenă precum ceara. Baronetul se dăduse înapoi cu un țipăt și acum se sprijinea de un sarcofag de piatră. Cum ați aflat de asta?" strigă el. Și apoi, încercând să-și recapete atitudinea agresivă. Și ce treabă aveți aici?" Numele meu este Sherlock Holmes," răspunse tovarășul meu. Poate că vă sună cunoscut." În orice caz, treaba mea este, la fel ca altor cetățeni de bună credință, să apăr legea. Mi se pare că dumneavoastră aveți pentru ce să dați socoteală." Sir Robert îl privi mânios pentru un moment, însă vocea rece și sigură a lui Holmes, ca și atitudinea sa hotărâtă, își făcură efectul. Pentru numele lui Dumnezeu, domnule Holmes,
Sunt nevinovat. Știu că toate aparențele sunt împotriva mea, dar nu puteam să fac altfel. Mi-ar plăcea să pot crede acest lucru, dar mă tem că explicațiile va trebui să le dați în fața poliției. Sir Robert ridică din umerii lați. Bine, dacă trebuie, trebuie. Veniți cu mine la Conac și puteți judeca singur cum stau lucrurile. În sfert de oră mai târziu, ne aflam într-o încăpere care, după șirurile de țevi lustruite ce se zăreau în spatele vitrinelor de sticlă, părea a fi sala de arme a vechiului Conac. Era mobilată confortabil și aici ne lăsă Sir Robert preț de câteva minute. Se întoarse însoțit de două persoane, tânăra rumenă pe care o văzusem în trăsură și un bărbat scund cu față de rozătoare și privire ascunsă. Amândoi aveau pe chip o expresie de profundă uluire, ceea ce arăta că baronetul nu avusese încă timp să le explice turnura pe care o luaseră evenimentele. Aceștia sunt, zise Sir Robert, cu un gest larg al mâinii, domnul și doamna Norlett. Doamna Norlett, pe numele ei de fată Evans, a fost timp de mulți ani camerista și confidenta surorii mele. I-am adus aici, deoarece cred că soluția cea mai bună este să vă explic cum stau lucrurile cu adevărat, iar ei sunt singurii doi oameni de pe lume care îmi pot susține afirmațiile. Ar trebui să faceți acest lucru, Sir Robert? V-ați gândit bine? Țipă femeia. Cât despre mine, eu nu recunosc nimic, zise soțul ei. Sir Robert îi aruncă o privire disprețuitoare. Îmi asum întreaga responsabilitate, rosti el. Acum, domnule Holmes, ascultați cum s-au desfășurat faptele. Ați săpat destul de adânc întrebările mele, altfel nu v-aș fi găsit acolo unde v-am găsit. Așadar, cu siguranță știți deja că pregătesc un cal pentru cursă și că totul depinde de succesul său. Dacă va câștiga, toate merg strună. Dacă va pierde, ei bine, nici nu îndrăznesc să mă gândesc la acest lucru. Mă înțeleg punctul de vedere, zise Holmes. Depind financiar de sora mea, Lady Beatrice, însă e un lucru bine cunoscut că titlul de proprietate al domeniului îi aparține doar pe durata vieții. Despre mine, soarta mea e în mâinile cămătarilor evrei. Am știut întotdeauna că, dacă s-ar fi întâmplat ca sora mea să moară, creditorii mei s-ar fi năpustit asupra proprietății ca niște vulturi. Ar fi luat absolut totul. Grajdurile, caii, totul. Ei bine, domnule Holmes, sora mea a murit acum o săptămână. Și nu ați spus nimănui. Ce puteam să fac? Mă aștepta ruina totală. Dacă mai puteam ține lucrurile în loc 3 săptămâni, totul putea să iasă bine. Soțul cameristei ei, bărbatul acesta de aici, e actor. Ne-a trecut prin minte, de fapt mie, că ar putea să se dea drept sora mea pentru o scurtă perioadă de timp. Trebuia doar să apară în timpul plimbării zilnice cu trăsura, căci în camera ei nu intra nimeni în afară de cameristă. Nu părea un plan foarte greu de dus la îndeplinire. Sora mea a murit de hidropizie, boală de care suferea de multă vreme. Asta va decide medicul legist. Doctorul poate să confirme că de luni bune simptomele sale vesteau un astfel de sfârșit. Bine, bine, și ce ați făcut? Trupul nu putea rămâne acolo. În prima noapte, eu și Norlett am dus-o în baraca unui puț părăsit, pe care nu mai folosește nimeni acum. Am fost urmăriți de câinele ei credincios, care nu s-a mai dat dus de lângă ușă și scâncea într-una, așa că aveam nevoie de un loc mai sigur. Am scăpat de prepelicar și am dus corpul în cripta bisericii. Nu am făcut nimic necuvincios, domnule Holmes. Nu cred că am deranjat cu nimic odihna morților. Purtarea dumneavoastră mi se pare de neiertat, Sir Robert. Baronetul clătină din cap cu nerăbdare. E ușor să ți predici, zise el. Poate că ați fi gândit altfel dacă ați fi fost în locul meu. Nu e ușor să-ți vezi toate speranțele și toate planurile spulberate în ultimul moment și să nu faci nimic pentru a le salva. Mie nu mi s-a părut lipsit de respect să o lasă să se odihnească într-unul dintre sicriele strămoșilor soțului ei, aflate într-un loc sfințit. Am deschis unul dintre sicrie, am scos rămășițele din el și am așezat-o așa cum ați văzut-o. Cât despre osemintele pe care le-am scos din coșciug, nu puteam să le lăsăm pe podeaua criptei. Le-am luat împreună cu Norlett, iar el a coborât noaptea și le-a ars în cuptorul central de încălzire. Aceasta e povestea mea, domnule Holmes, deși nu pot să înțeleg cum i-ați forțat mâna ca să vă dezvălui. Holmes rămas o vreme adâncit în gânduri. Povestea dumneavoastră are un singur cusur, Sir Robert, zise el într-un târziu. Pariurile dumneavoastră și de speranțele de viitor ar fi fost valabile și dacă v-ar fi confiscat averea creditorii. Calul face parte din această avere. Ce le pasă lor de pariurile mele? Cu siguranță că nici nu l-ar mai fi înscris în cursă. Principalul meu creditor este, din nefericire, și cel mai înverșunat dușman al meu.
un ticălos, Sam Brower, pe care odată am fost nevoit să-l bat cu cravașa pe New Market Hit. Credeți că ar fi fost dispus să mă ajute? Ei bine, Sir Robert, zise Holmes, ridicându-se, cazul trebuie bineînțeles prezentat în fața poliției. A fost de datoria mea să scot adevărul la lumină și acolo trebuie să rămână. În ceea ce privește moralitatea sau decența comportamentului dumneavoastră, nu e treaba mea să judec. Apropie de miezul nopții, Watson. Și cred că ar trebui să ne întoarcem la umila noastră locuință. Știm acum că această întâmplare stranie s-a sfârșit într-o notă mult mai fericită decât ar fi meritat acțiunile lui Sir Robert. Prințul din Shascam a câștigat competiția. Proprietarul său a încasat 80.000 de lire de pe urma pariurilor, iar creditorii au așteptat până când s-a încheiat cursa și și-au primit toți banii, rămânând destui și pentru a-i asigura lui Sir Robert o poziție onorabilă în viață. Poliția a avut o atitudine destul de indulgentă în ceea ce privește toată această poveste și, în afară de o admonestare nu prea severă pentru întârzierea înregistrării decesului surorii lui, norocosul proprietar a ieșit nevătămat din acest incident bizar, având parte de o viață plină de succese în continuare, ceea ce l-a ajutat să uite această perioadă întunecată și să aibă parte de o bătrânețe onorabilă. Sfârșit.